seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Dar vesnic și de pe amântoi. Alexandru Codreanu din Țighira, Ungheni, se plânge că îi este frică pentru viața fiului său de 20 de ani. Am auzit din unul, din altul, păi, s-o bătut acolo, și ei vară încă, de-a doilea. Cum a cotizat el că să-i dea clopata în cap? Bărbatul povestește că de ani buni vecinul lor, Tudor Ciobanu, își bate joc de băiat. El l-a bătut, l-a legat de un stâlp, dar... O legat și cu frânghii, cu băgat și o magălu. Nu puteai aproche de dânsul. Ultimul atac al consăteanului i-a băgat copilul în spital, afirma Alexandru. El era la spital când m-am trezit, el unit acasă, îmbandajat. Constantin, la rândul său, povestește că a fost bătut până aleșinat. Acum tânărul vrea ca vecinul bătăuș să răspundă în fața legii, dar este convins că polițiștii nu-l vor pedepsi. El a ieșit cu... cu lopat și ne-a tras cu 5 la piață în cap. Și ai cat, ne-am luat scoarea. Voi chema poliția, dar nu a scris nimic acolo. Pe de altă parte, oamenii din Țighira îl susțin pe Tudor și spun că, de fapt, Constantin este o problemă pentru tot satul. Să-i plătească, măi, pe judecata și pe bătaie și... Pe ce îți plătești, măi, tu ești vinovat și dai pe oamenii ăștia. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi consăteni? De ce crimă gravă îl acuză Constantin pe Tudor? Dar și de ce sătenii din localitate sunt de partea presupusului atacator? Aflați în această seară. Tatăl lui Constantin spune că nu mai are puteri să-și apere fiul în fața lui Tudor Ciobanu. Bărbatul se teme că într-o zi acesta îi va lua zilele băiatului. Alexandru Codreanu a venit în această seară în platoul nostru să-și spună necazul, să-l susține. Ați aflat că Tudor v-a bătut feciorul? Eu am fost cu dânsul gropare. Și eu am venit acasă la groapă când am luat hărlet și lopata, dar nu mai tărâi, că consul duct mama la ușie și înapoi. Era mai aproape de casă. Și eu m-am dus, dar el zice că eu m-am la masă, că mi-a chemat, dar eu m-am dus. Când am văzut că nu vine, cine știe unde s-a dus el? Să mai duce la pensat și nu vine, e ca un flăc, eu știu. Și nu, nici, cred că nici scoară și l-a luat, ca așa am aflat, da. Și eu trebuie să-ți colopat în cap. Dar cum ați aflat despre asta? Cine v-a zis? Păi așa ne-a spus el. El deja când a venit acasă? Da. Dar cât a lipsit acasă? L-am întrebat, zic, unde ai fost? Și bandajat, el a zis că i-a tras colopat în cap. Și unde ai fost? La bolniță. Dar cum arăta el când a venit de la spital? Era umflat, era cusut, bandajat, atât așa. Dar cunoașteți de la ce a pornit acea bătaie? I-am întrebat, cum ai, de la și, de el spune că... Nu știu, le-a zis că la gropă minte, nu știu, eu știu de la ce s-o luat. Deci Constantin i-ar fi zis ceva lui Tudor? Poate eu nu pot să zic nic, nu știu. Da, le-ați spus că, colegilor mei, că Tudor obișnuia des să-și bată joc de Constantin. El l-a mai bătut și a avut cu dânsul mai înainte. Poate și el mai fășină, mai baga prin casele oamenilor cu alți băieți. Și o lua de la o sosetă de mine, i-a dat cu un șin de ei, i-a dat niște bani și eu a cheltuit. Dar Tudor ce treabă are cu asta? Dar Tudor n-avea la colonică, nici o relație, nu era... Păi ziceți că îl bătea des pe Constantin, pentru ce și cum? Nu lega de-o cu frânghii și nu fugă de acolo, să cădea cu unii bani, să spui unii bani. El a spus că i-am cheltuit, nu știu. Și m-am dus și am luat de acasă și am dus bani la femeie și l-a dezlegat. Atunci doar l-a legat cu frânghii sau chiar și l-a bătut? Cu frânghii și-l șecu cu un băț așa la gât aici. Nu mai bătut odată, că l-a luat pe nepot de-a lui și s-a dus la bunica ei, la Chirleni. El l-a luat și l-a găsit acolo, s-a scos mașină și iar i-a bătut și pe fiala și pe neau. Dar dumneavoastră ați încercat să vă apărați copilul?
De, eu și să mă bag. Cum, de ce să vă băgați? I-am că zis, uite, și treaba aia de fi. Acolo n-aveai nici o... Nu puteai să șezi. Ți-am turnat și ție, dacă mai era. Adică vă temeți și dumneavoastră de Tudor? De ce nu să nu-ți tensi? Cam faci ca acela, că să-i tragi la unul și aba trebuie să dai parale. Dar eu și... Trebuie să iau așa, că... Ia că văd că el s-a răzbunat, dar eu... Alexandru, haideți să vedem un subiect despre familia voastră pe care l-au pregătit colegii mei. Atenție la ecran. Alexandru Cordoneanu are 52 de ani. Bărbatul are 3 copii pe care povestește că i-a crescut de unul singur. Pe când Constantin, mezinul, avea 2 ani, mama copiilor i-a părăsit. De la mesă i-am luat. A sunat primarul de acolo. Aici s-a făcut legătură și am luat și să-i mers pe drum. Eu l-am lăsat și s-a dus. Bărbatul zice că soția sa nu avea grijă de odrasle și că obișnuia des să-i lase fără supraveghere. După mai multe avertizări, autoritățile au decăzut-o pe femeie din drepturi părintești. L-a lăsat pe o persoană acolo, ei n-aveau și mânca. Îi caut dacă sunt mare. Alexandru povestește că s-a străduit să le poarte de grijă copiilor și că i-a crescut cu greu. El zice că încă de pe atunci când Constantin era copil, Tudor îl bătea pe băiat. Alexandru se plânge că se simte neputincios în fața Constantianului. S-a bătut joc, că el sărește la mine. Era mitel, mai ca un copil, făcea nebunie. Dar spuneți-mi, vă rog, v-ați plâns la poliție după toate aceste cazuri? Ne-am plâns, dar și acolo nu mai răzbrei. Vine ba unul, ba altul, sunt și moarță de întrânsă. Sunt așa indivizi, să-i numim, da? În special e vorba de mediul rural, care își permit să consideri în sat la ei și șerif, și Dumnezeu, și primar, tot absolut. Și cu părere de rău, iată, mă uit la omul acesta care povestește istoria lui. Sincer, chiar, știți, din punct de vedere emoțional, îți pare rău că există ca așa persoane care își bat joc. Indiferent, chiar să fi fost copilul lui vinovat cu ceva. Nu trebuie să faci justiție așa cum o consideri tu prin bătaie. Pentru că asta e epoca de piatră. Asta e o degradare socială care trebuie curmat și trebuie pus punct. Cu regret, în satele din Republica Moldova se mai întâmplă așa cazuri și oamenii preiau funcția de lideri în comunitățile din care fac parte. Și asta se întâmplă atunci când justiția doarme. Deci eu știu că în fiecare localitate trebuie să existe un polițist de sector care cumva să vegheze asupra ordinii în satul respectiv. Și probabil acolo există o problemă. În această seară discutăm despre Constantin Codreanu, de 20 de ani, din Țăghira, Ungheni. Tânărul, dar și tatăl său, afirmă că de mic copil el este victima atacurilor unui consătean, Tudor Ciobanu. Ultima bătaie ar fi luat-o la sfârșitul lunii martie. Atunci Tudor l-ar fi bătut cu o lopată până a leșinat. Tatăl băiatului se plânge că poliția nu face nimic pentru a-i apăra de vecinul agresor. În curând veți afla cum răspunde Tudor Ciobanu acestor acuzații, dar și de ce mai mulți săteni din Țăghira îl susțin totuși pe el în acest conflict. Dar mai întâi, să vină în platoul nostru presupusa victimă, Constantin. Haideți să începem. Zi-mi, te rog, ce s-a întâmplat că ai fost bătut cu lopata? Vinem la mormântare la moșul meu și i-am spus lui că el m-a bătut cu... El a bătut moșul meu până și eu murit. Și el a înșit cu lopata de o gradă și ne-a tras. I-ai spus, i-ai reproșat că ți-a bătut și moșul? Da. Până a murit? Da, da, da. Cum s-a întâmplat? El înainte de moarte, moșul meu, apoi el a spus că m-a bătut fieghea, ghena unul, l-a bătut și mă doare. Și eu i-am spus lui, și el a înșit cu lopata și ne-a tras. Cu cât timp înainte de moartea moșului tău s-a întâmplat bătaia? 2 săptămâni. Deci el a fost bătut și peste 2 săptămâni a murit? Da. Păi dar nu știu, nu a fost poliția, nu a fost medicul să-l vadă? Nu a dat la poliție. Și tu chiar crezi că el a murit de la bătaia? Da.
Și asta și ei spus lui Tudor. Nu știe nimic. Și ce a făcut când i-ai spus asta? Și el a înșit cu o lopată și ne-a tras patru lopiețe în cap. Așa, fără ca să-ți spună nimic? Fără nimic. De câte ori te-a lovit? De 4 ori. Am înțeles că ai leșinat. Da, leșinat și m-a luat scoarea. Te-a luat salvarea? A chemat cineva salvarea? Da. Deci acolo, în preajma, a mai fost cineva? Unii polițistul de sector și a chemat salvarea. Chiar polițistul? Da. Când ți-ai revenit? În ce stare erai? Unde erai? Ce ții minte? Eram la spital, ți-mi minte. Deja la spital? Da. Dar ai mai fost atacat de acest Tudor? Așa ne-a zis tatăl tău. Cu vreo... Când eram clasa 6, m-a legat de stâlp și m-a gătuia. M-a cătuit în bagajnic, la mașină. De ce te-a băgat în portbagaj? Am făcut o prostie atunci, Ana, și dar nu lui ea, dar la altcineva. O zis, ce-ai făcut prostie la omul și ala? Dar ce-ai făcut? Am luat cu unul, m-a pus la cale și am luat 1000 lei la femeie. Spuneți-mi, vă, că câte ori ați declarat la poliție aceste agresiuni? Atunci m-am adresat la poliție, dar nu luam măsură. Crezi că el trebuie să fie pedepsit pentru ceea ce ți-a făcut? Trebuie. Acă vreo 2 ani în pușcărie. Și mai mult. Crezi că merită? Merită. Deci eu aș vrea să încep cu acțiunile acestui zeu a justiției, cu plimbarea în port bagaj, care este o infracțiune prevăzută de codul penal, este privarea ilegală de libertate, plus, iată, inacțiunile polițistului, care chiar dacă dumnealui era inconștient și a fost luat cu salvarea de la locul unde s-a comis faptul, urma să înregistreze în mod obligator informația unității de gardă, inspectoratul de poliție, în registrul de evidență a infracțiunilor sau a sesizărilor și ulterior, după ce persoana se externează din spital, se dă o îndreptare la expertiză medico-legală, să întreprindă toate acțiunile. Ceea ce auzim că din martie până acum nu s-a întreprins nicio acțiune, arată că poezia somnoroasă păsăreli de Eminescu în privința lui inspectorul ăsta de sector e aplicabil la 100%. Spune-mi, te rog, tu la evidență la poliție ai stat? Da. Din ce an stai la evidență la poliție? Acum la dânsă nu stau. Dar până la 18 ani ai stat la evidență? Da. Dar care era motivul? Fășim, m-a putrugeam pe capul altul, fășim nebunie. Ei, hai, una care a intrat în casă, am înțeles-o, dar încă ce ai mai făcut? Tot fășim nebunie, tot. Așa, am înțeles. Deci, am mai spune-mi, te rog, o chestie, că atunci când te-o cătăit în bagajnic, spune-mi, te rog, tu lui tata, i-ai povestit cătăia la asta în bagajnic? Da. Și tătii, cu ce-o făcut pentru tine? Dar de acasă, de fața lui, m-a luat... De acasă te-a luat față de tata. În o gradă sfugrăi pe... Te-a așezat în post bagaj și te-a dus și te-a plimbat. Da. Și tata, care reacție a fost? M-a dus într-o pădure și m-a bătut. Nu, pe mine mă interesează tăticul. Tăticul tău, cum a reacționat? Eram acasă. Păi eu înțeleg că erați acasă. Eu în locul mă tale luam o furcă. Dar mă tale ce ai făcut? Ce am făcut? Păi așteptați să întoarcă înapoi, poate a dat Dumnezeu să întoarce. Păi, că ar fi înapoi de acolo, luat, parcă cu ghinii l-a luat, dar eu știu și era acolo, cum îl spune el, dar eu... Și încă una, Constantin, mai spune o chestie. Atunci când vineți la mormântare, tu ai intrat în o gradă la Tudor ăsta sau din drum? Nu, în drum, i-am zis. Și poți să le murești așa, maniera, cum? Ai zis din tăi bună ziua și pe urmă ai spus de ce l-ai bătut pe moșuneu? Sau din tăi ai sărit la dânsul și pe urmă bună ziua a fost când ai nimerit la spital? Da. Ai sărit la el? N-am sărit. Eu i-am zis că tu l-ai ucesc pe moșul meu și el a înșit cu lopata în drum. Dar n-ai sărit tu la bătaie? Nu. N-ai încercat tu să-i dai un pumn, o palmă? Deloc, nici unde ești neapărut. Dar cu vorbă l-ai provocat? Da. Constantin, ea mai spune, da. În sat ai mai fost mai bătut de cineva, de altcineva? În sat am mai fost bătut. Și poți povestești, dacă nu-i mare secret, pentru ce ai fost bătut? Tot pentru nebunii. Tot pentru cei că intrai în gospodăriile oamenilor? Da. Deci eu rămân pe poziția pe care o știe toată lumea, deci copiii nu sunt păsări din o gradă, cărora trebuie să le torni apă și să le dai grăunță. Copiii trebuie de lucrat. Atât timp cât noi...
atât timp cât noi cu copilul nu îl facem prieten și nu știm și în sufletul lui și probleme are el și cum putem noi ca tată să intervenim, ajungem la ceea ce am ajuns azi. Haina și papușii, stimate părinte, nu îl face pe copil om. Om îl face vorba, căldura, grija părintească și susținerea. Tudor Ciobanu spune că vecinul său, Constantin, pretinde a fi victimă, dar, de fapt, el este o problemă pentru tot satul. Tudor a venit în această seară în platoul nostru și este gata să răspundă acuzațiilor pe care îi le aduc Constantin și tatăl lui. Să vă întâmplăm. Bună seara! Bună seara! Tudor! Bine ați venit! Vă rog să luați loc și să ne-l prezentați pe acest tânăr cu care ați venit. Cine este? Drog de Ion. De ce ați venit cu Ion? Cum a fost cazul? În ziua aceea, noi demolam casa la un prieten meu. Eu eram cu calul, cu căruța. Și a fost o mormântare. Noi, tamana, eu să ies cu căruța încărcată cu cerpici. El vine de la mormântare. Criță. Beat? Da, cu o caldare în mână avea și nu știu, pomană nu știu, mai avea acolo în caldare. Și eu să ies acolo de el de înaintea calului. Mă făcea pe mine, cât mă de cât e la gură. Chipul eu i-am ușit să unchiul lui Ana. Bă, om din Dumnezeu, eu o săptămână în urmă l-am văzut pe dânsul. Dar Costica a zis că cu două săptămâni înainte l-ați fi bătut. E adevărat? Eu dacă am lucrat atât iară la pădure și am băut și eu mormântare. Tudor, spuneți-ne acum, față de toată lumea, l-ați bătut pe omul care a fost înmormântat atunci? Nu, nu. Niciodată? Niciodată, dacă eram în relații bune cu dânsul. Cu omul. Poftim, Alexandru? Nu a avut el nic cu omul și păi și atunci de unde Costica a luat că l-ar fi bătut? Răposatul Dumnezeu să-l ierte, i-ar fi spus lui Costică că dumneavoastră l-ați bătut cu două săptămâni înainte. Așa-i, Costică? Da, așa-i, nu știu. Și că-l dorea. Mișa ți-a spus așa? Da. Dar i-am vă spune în fața la om, când eu l-am prinit asistența socială, Mihail, cu cine l-a băut el trei zile? Și cine l-ați acasă pe dânsul? Păi eu l-am adus atunci acasă. Dar cu cine a băut el? Dar trei zile și eu, o băut cu mine, el era batul. Păi dar ce înseamnă asta? Cu cine a băut? Cu dânsul și mai este încă un băiețel tot ca al de dânsul. Așa? În sat la noi acolo. Și? Și cu dânsul a băut, noi nu l-am văzut loc. El a primit telefoneală mai înainte când era el în școală, când îmbla curată pe ne-a șlag. Povestit, l-ați purtat în portbagaj? Nu. Nu? Nu. Păi, dar ei doi, ambii spun că... Cu Vasile Grednar, nu m-a ascultat și m-a bătut. Câți maturi ai avut atunci? Cât ai pus, că nici nu au văzut băieții ăia? Au văzut, au văzut băieții. Au văzut băieții ăia, nu au văzut nici ei. Tudor, deci vreți să ne spuneți că nu l-ați băgat pe Costică în port bagaj când avea 12 ani și nu l-ați sufocat, nu l-ați legat de un stâlp cu funia? Banca din urmă. Și l-am adus până la magazin și l-am lăsat. Deci nu în port bagaj, dar pe bancheta din spate. L-am adus până la magazin și l-am lăsat. De ce l-ați luat până la magazin? Să-l întrebam, mai unii sunt banii? Că eu furat la mama lui, la doamna Zinaida, grădinare, tot eu furat bani. Dar dumneavoastră nu v-a furat? Eu furat așa mine instrumentele, mi-a format ușoară unde avem încăpere, dar cu construcția am toate instrumentele electrice. Și l-ați legat cu funia de stâlp? Atunci, și ați încercat să-l sufocați? Eu că m-am dus, el era legat de stâlp, dar și nu l-a legat, nu știu. Și doamna, l-ați dezlegat doamna, sau ce ați făcut? Eu mă uiteam că doamna Zinaida... Dar stați puțin, Tudor, nu vă supărați, dar unde l-ați văzut pe Costică legat de stâlp? Aproape de jos de casa lor, acolo. Asta unde este? Mahal, în stradă, mahală, deci în văzul tuturor. În drum, unde stâlp. În drum chiar? Da. El m-a legat și... Bun, spui mișuni, măi, foții strânge... Eu pot sună oameni și el răspune. Și strângea funia? Strânge parul și ala și... La mâini a strâns? Spui, măi, unde... La mâini sau la gât? La mâini a scris. La gât, nu la mâini. El cum era cu mâinile la spate. Tudor, câți ani avea băiatul ăsta atunci? Nu știu. Eu atunci te-am anis... Era copil, nu? Câți ani aveți acum? Eu 50 ani. 50? Mulți înainte. Tu câți ani aveai? 12 ani. Cu 8 ani în urmă, dumneavoastră aveați 42 de ani. Tudor, ce era în capul dumneavoastră? Dar pe eu și... Pe mine cât m-a furat,
Doamna Zinaida, o frată cu doamna și... Da, dar el nici măcar nu putea să răspundă. Hei, nu vreau să spui unii banii. Nu, el nu putea să răspundă, să se apere. Era un copil, dumneavoastră așa faceți legea în satul vostru? Dar eu nu l-am legat eu acolo. Eu când m-am dus acolo, el era legat. Haideți să trecem la ultimul incident. Eu nu știu cum atunci ați scăpat. Să legați un copil de mâini sau de picioare sau de gât sau de urechi, eu cred că dumneavoastră trebuie să răspundeți în fața legii. Eu nu știu ce făcea atunci polițistul, dar acum am înțeles că chiar polițistul a chemat salvarea pentru Costică atunci când a leșinat în fața dumneavoastră. Ce ați făcut? E, nu. Nu? Nu știu. El una, două, când ceva se întâmplă. Ați zis că v-ați întâlnit, că era beat criță, că vă făcea în tot felul. Ce s-a întâmplat mai departe? Eu l-am împins, că eram taman cu calul, adică pe să-l aducem. La mine calul mușcă, că vă demonstrez. Așa? Și zic, măi, nu știa mușcă, ea mușcă, ar să închiși sub calul, a mușcă, căruța eram. Și l-ați împins? L-am împins într-o parte și zic, rămâi sănătos, că eu n-am mă sfădesc cu tine. Și ce a făcut el? El a căzut la pământ? Nu căzut, nu știu, ce nu m-a suit în căruță și m-a dus. Tu erai de față. Da. El, la băietul ăla unde am fermat noi casa, ce? Este un pasnic la poartă, un stâlp de seamani. Și s-a dus să bătie capul de stâlp și ăla. Nu-i drept. Și a sunat domnul primarul, venit cu Cețcovul, venit la noi. Și a venit și tot la 1-12 și a venit poliție. De ce se bătea el cu capul de stâlp? Să facă că noi l-am bătut tot. Așa. Costi. Noi l-am bătut cu lopata. Nu-i drept, ei ne-au tras vreo patru lopieți atunci. Păi eu nici la mie mi-a lopată în cap. Nu aveai lopată, dar voi... Eram cu chirpiș de aici. Costi, noi să-ți tras patru lopieți în cap, tu din mult era ei. Mai este încă, e atunci în noaptea și eu fugit de la spital înapoi. A doua zi, el ți-a dus la un blac băut, nu știu cu cine. Și a doua sară, l-au găsit într-o huiță. Mort de beat, l-au găsit niște băieți. Deja după, așa, traumat cum era? Nu eram eu bătut. Nu știu cum, în ce stare l-au găsit pe dânsul. Așa? Și-o sunat iar la salvare. Și-o luat salvare iar la luat. Dar cum credeți, iată vreau să vă întreb pe voi amândoi, ce ar fi avut el în capul lui? Adică mai întâi vă spune dumneavoastră că i-ați fi omorât unchiul în bătaie și apoi să se ducă să se dea cu capul de stâl? Dar eu am înțeles altele. Că atunci... Păi nu, eu acum nu. Repet ceea ce mi-ați povestit. Eu știu ce avea el în capul lui atunci. Dacă el era beat criță și ce să vorbești cu... El stărga, îi numi cu numeri, pe domnul primar și pe... Și nu a fost nicio lopată. Nu, dacă Cuceascov era acolo, domnul primar era acolo, tot era acolo, părintele de la noi din sat. Dacă tot să vorbești că inspectorul de sector a apărut și el, nu știu de unde, la fața locului brusc, tot el l-a chemat. Păi atunci... Cine l-a chemat? Tot el. Cum? Păi ai zis că a leșinat. S-a venit în șer. Așa. Ce mai fi poliție de sector acolo? Știu, nu mi-e cu... Nu era știmarul alături când îl făcea numit pe poliție de sector, cuvinte, murdare. Când dacă nu am închis de pe dâns până în sară, el a luat și de pe Iucescu. Pe poliție de sector. Atunci te-am prins, te-am dat piște mâini cu bățul. Piște mâini cu șlangul de la... Serios? Cu șlangul de la tractorul, m-au bătut. Am luat prin sat, răcnești. Așa. Păi numești tăți care... Dar ție când ți-o furat, câți bani ți-o furat? Nu-i spune tu nici. Și ne-o furat de la mine. Poliția este un extraterestru în satul respectiv. Ai fost cumva închis? Venim de la mormântare la moșul meu și i-am spus lui că el a bătut moșul meu când și eu murit. Și el a ieșit cu o lopată și ne-a tras o patru lopieți în cap. Așa, fără ca să spună nimic? Fără. Era cusut, bandaj atât așa. Dar dumneavoastră ați încercat să vă apărați copilul? De, eu și să mă bag. Ți-am turnat și tu dacă mai era. Adică vă temeți și dumneavoastră de Tudor? De ce nu-ți tenții? Când eram clasa 6, m-a legat de stâlp și m-a gătuit. M-a gătuit în bagajnic, la mașină. Eu l-am împins, că eu eram taman cu calul, adică pe să-l aducem. Zic, măi, nu știa muște, am ușor să închiși pe sub calul, am ușor căruța eram. Este un pasnic la poartă, un stâlp de seamani. Și s-a dus să bătie capul de stâlp și-a zis. Nu-i drept. De ce se bătea el cu capul de stâlp?
Să facă, că noi l-am bătut toți. La fața locului totuși trebuia de făcut anumite acțiuni. Ca, de exemplu, cercetare la fața locului. Domnul ia o versiune că slovec cu capul de stâlp, puțin probabil, că eu cred că o lovitură cu capul, de-aia te faci și te oprești, pentru că, mă rog... Pentru că doare. Da, evident. Și versiunea cu lopata. Urma să fie dispus examinarea medico-legală, ca medicul legist, să emită o concluzie prin care să indice leziunile depistate ca sursă de origine, au lovirea cu o suprafață plată, de exemplu, cum ar fi o lopată, sau de o suprafață, că se examina stâlpul acela din metal, din beton, e nete de suprafață, ai cu petriș, să examineze toate circunstanțele și să facă și o concluzie. Eu nu știu ce mai tare cred că s-a aplicat lopata în forma ei naturală. Din ceea ce spune domnul Tudor, chiar să admitem comportamentul ăsta antisocial al lui Constantin. Dar nu poți tu în sat să faci dreptate așa cum o crezi tu. Este poliție, văd că tot timpul ați făcut trimitere, că era și primarul, și preotul, și poliția, toate structurile astea importante din stat erau la fața locului și nimeni nu a întreprins nimic. Nevastră se vede că așa sunteți în legătură mai bună cu primarul, dar ești niște chinuiți. Dar nu sunt în legătură cu dânsul. Mă scuzați, vă rog frumos, lor miliția nu le face nimic. Nici dumneavoastră nu vă face nimic. Dar ce ești tu făcut când nu fac nebunii? Numai că ei nu fac justiția în sat. El a făcut niște fapte pentru care trebuie să poată răspunde. Lui el e țara și a doua zi e acasă. Dacă nu știu ce am să vrem lui de drum. Ei se vede cum are legături serioase după dânsul se vede. Se vede, bine. Îmbră prin sat, răcnești. Așa. Îi numești tăți care... N-are nici o rușine. Acum asta se întâmplă acum, de când a revenit de la armată? Dar câte luni este? La armat, acolo totul cu problemă. Costică, e adevărat ce spune Ion? Fermar țară, la moștul Valerii și precurcenii pe de acolo. Da, și am făcut. Nu ți-ai minte? Nu am făcut eu nică. Dar și moștul Valerii te-a șomăjit? Ei, noi nici cam atunci. V-ai jucat. Vă văs lumea acolo. Ce-a văs lumea? Cum rehneți. Era ai făcut de șor. Vă acolo, mahala la mine. El s-a zis totul la moștul Valerii. Tudor, dar vreau să vă întreb dumneavoastră. De ce credeți că anume dumneavoastră trebuia să-l pedepsiți? Și pentru acel furt la 12 ani? Și acum? De ce anume cum dumneavoastră? Cum să explic? Ni rușine, la voi așa e obișnuit? Nu, ni rușine. Că am fost și eu copil, am fost și eu tânăr. Am avut alte educații la părinți. N-am umblat cu furatul, n-am avut când că părinții norme, un alt. Păi, că tu să-i faci educație. Să-i gătui de stâlpa. Dar ție, când ți-o furat, câți bani ți-o furat? Nu-i spune tu nii. Și ne-o furat, ne-o furat, ne-o furat la mine. Dar și-o furat din sat, eu tot achitat omul și ala, la tăclen de aparale. Dar tu-i ții, ți-am dat în mână să ne iau în telefon, nu știu ce de mai. Și ne-o furat. Câți ani îi gătui? Nu știu, m-a zărut. E bine, Tudor, dar nu e bine. De ce credeți că dumneavoastră trebuie să educați copilul cuiva? Asta nu înțeleg. Dați-mi voie să vă mai spun un caz. Tu n-ai treabă copilul. Eu venisem în Angela din Rusia pe 28 iulie, mă tinc, 28 iulie. Și m-a sunat iar din Rusia că trebuie 3 zile să mă duc înapoi. Așa. 3 zile eu de-am vorbit cu șoferul care fie să mă iei cu rutiera de acasă. Dumneavoastră m-a sculat, îmi pregătesc hainele tot. Și când dau în... Avem portul meu, își dea sub pernă. Scot portul meu și aveam 12.000 de rubli rusești. Așa. Când scot portul meu și lăs niște bani lui mama. Când dau, am găsit numai cupiuri de 50. I-am 300 de rubli. Am găsit numai. Și de ce legătură asta are cu ce povestim? Dacă altcineva nu a fost nimeni la mine. Eu l-am lăsat pe afară de cine? Să duce pe concubina lui. La baba și? Deci ei sunt o familie de hoți sau cum? Ce, eu nu știu, dar cu spărul în timp de... Bine, noi vorbim de Costel. Eu vă întrebam de ce credeți că pe el trebuie să-l educați, mai ales în halul în care povestește și el. Și el în multe ori lui mama mea pensia, eu fura. O pândire pe mama și ce a fost dovedit faptul? Ați mers la poliție? Polițistul a constatat? Judecata a fost? Și să mi-i dovedești lui dacă... Mă bătie. Atunci te-am prins, ți-am dat piște mâini cu bățul? Serios? Cu șlangul de la tractorul m-au bătut. Eu te-am bătut cu șlangul de la tractorul? Da, de la Chilien, îți-ai minte când... Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Constantin Codreanu, de 20 de ani, din Sibira, ungheni, care afirmă că de mic este terorizat de un consultant de-al său, Tudor Ciobanu.
Ultima oară ar fi fost bătut în luna martie, cu o lopată până a leșinat. Tudor a venit și el astăzi în platoul nostru. Bărbatul recunoaște că a avut neînțelegeri cu tânărul de 20 de ani, dar pentru că acesta bea, le face probleme oamenilor din sat și că este un hoț. Echipa noastră a mers prin Țighira și a discutat cu sătenii ca să afle despre cei doi vecini aflați în conflict. Iată ce ne-a povestit o femeie despre Constantin. Atenție la ecran. Când vin acasă, firea s-a scos. Bomboane, cârnațul și o fost și le-a luat cu fost în pachet. Apoi am chemat și vlit și tăi și miliția, și l-au găsit. Unii au mâncat, hârtiri, l-au filmat. L-au filmat aici, cum am intrat. Au venit tață-o și-o zis așa. Chioc Marie, nu-l da. Nu-l da nicăieri, că noi îl plătim. Și tață-o și-o zis că noi bani, eu bani îți dau înapoi, dar pe toamnă. Au vândut vacă și ne-au adus nici bani. El a îngropat, a mort, că tot el a ușit pe băitanul și el băte întotdeauna. Cum prinde compensație, zice ce l-a dus și îl îmbata, cumpăra jip și el a bani. Noi am discutat și cu alți localnici, să-i auzim ce ne-au spus. Atenție! El a prădat, a făcut prostii... Extraordinare! Eu am avut cu dânsul câte prostii, când îmi vine el și m-a băgat și m-a scutit. A luat multe lucruri la femeie și din casă. În sat mai scurt, el se duce la care știe. Magnetofon, mai mult au prădat. Au intrat noapte fereastră, dimineața ne-a sculat. N-am luat, dar eu n-am. Dar de ce oamenii spun că tu ai făcut-o? Pentru că ai fost prins odată, de două ori, și atunci cine a făcut? Costel, nu? Cineva din acești oameni a fost la poliție să depună plângeri împotriva lui Costel? Da, femeia și care au vorbit. Doar femeia? În rest? Bărbatul a fost la poliție și el? Cu ce s-a încheiat? Ce a zis polițistul? La ce concluzie a ajuns? I-a dat tata bani. A dat tata bani? De câte ori a plătit tata pentru furturile tale? M-am săturat. Costel? Mai multe ori plătea. Ei, dar el ține minte, mă. Mă vai de capă în ele. Păi, vedeți, dumneavoastră, toți jucați aici. Și ignoram de mână că el făcea treaba asta. Un joc de amnezie parțială. De câte ori îi spunem și îi zic, nu ascultă așa de asta. Trebuie să o săptămână de un studiar și trebuie de așa mai departe. Ce trebuie să fac? Ce avem să-l ușim? Costică, eu cred că ești un băiat care cumva n-a avut noroc de o familie integră și o mamă care să te ocrotească și un tată care să te înțeleagă și să te educi corect. Și atunci când lecțiile nu sunt oferite în familie, copiii primesc lecții din afară. Deci dacă el era învățat în familie că a luat lucruri străine, nu este corect. Nu este absolut corect și pentru orice lucru trebuie să muncești. Cred că nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, Tudor și-a asumat cumva rolul ăsta de protector a tuturor sătenilor care au fost victime a lui Constantin. Ori lucrul ăsta chiar nu este corect. Înțeleg pe de o parte că Constantin are și niște probleme de comportament care n-au putut fi corectate în armată, deși el zice că într-un an de zile s-a mai schimbat. Eu cred că multe lucruri trebuie să le înțelegi de acum încolo ca să nu repeți aceeași greșeală. Pentru că tu ai abia 20 de ani. Tu poți să fii un om foarte și foarte bun și să-ți corectezi și trecutul pe alocuri, dar și viitorul să-l construiești cu mâinile și cu capul tău. Deci ceea ce n-ai primit în familie, încearcă să înveți, dar nu luând lopeții în cap. Am întrebat polițiștii de la Ungheni despre plângerile care sunt înregistrate pe numele lui Constantin Codreanu, dar și despre bătaia pe care ar fi avut-o cu Tudor Ciobanu. Să auzim ce ne-au spus. La fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul, locuitor al satului Țighira, raionul Ungheni, se afla în stare de ebrietate, iar în regiunea frunții avea o echimoză. Astfel au fost audiați toți martorii prezenți la fața locului, care au declarat că bărbatul ar fi căzut jos, lovindu-se în regiunea capului. Din motiv că tânărul se afla în stare de ebrietate, nu a fost posibilă audierea acestuia. De asemenea, la fața locului a fost solicitată și asistența medicală urgentă pentru a-i acorda ajutor medical, fiind transportat la Spitalul Raional Ungheni, de unde a plecat fără a fi examinat.
La data de 25 martie, polițiștii din Ungheni din nou au fost sesizați, precum că tânărul a fost bătut de același bărbat. Bărbatul i-a fost înmânat în dreptare la examinarea medico-legală, însă acesta a refuzat de a fi supus examinării. Tânărul anterior a mai fost atras la răspundere contravențională, cât și penală. Ai fost cumva închis? Nu. Doi ani aslovnă am avut. Deci îți dai seama că dacă acum mai calci pe bec, e rău de tot. Ți se adaugă și acei doi ani. Am avut, am noi mei. Costel, eu vreau să te întreb. Ce te gând să faci mai departe? Lucrurile. Mi-a pus de lucru, băiatul, să mă asculți pe mine. Eu, când îți spun, tu nu mă asculți pe mine. Pe orechi intrași pe altă ușă. Dar știți de ce nu vă ascultă domnul Alexandru? Pentru că... El cum pensat vine cu alte idei, eu îi spun una, duce alta. Pentru că? Pentru că copiii copiază ceea ce face părintele, nu ceea ce spune. Pentru că dumneavoastră, eu sunt sigur că i-a spus de nenumărate ori cum trebuie să procedeze. Dar în același timp aveți și dumneavoastră niște carențe destul de mari. Adică vă comportați într-un fel care pentru el era, de fapt, un exemplu destul de toxic. Și acum, Zinaida, vreau și un mesaj pentru Tudor și prietenul său Ion, pentru că astăzi discutăm nu doar bubele lui Costică, dar și situația în care s-a ajuns. Tudor, nu știu de ce, crede că el poate să facă legea în acest sat, să răzbune vecinii prădați și să educe copiii altora. Păi fiecare dintre ei au doza lor de frustrare și de agresivitate pe care n-au asupra cui să o proiecteze. Și în satul respectiv se găsesc cazuri de genul acesta în care oamenii își manifestă puterea în felul în care crede ei că o fac corect. Dar lucrul ăsta se întâmplă de aceea că nu funcționează organele de drept așa cum ar trebui. Dacă la prima abatere sau la prima bătaie pe care a încasat-o era un proces verbal și era o finalitate a cazului, cred că nu se întâmpla ceea ce a urmat ulterior. Eu în continuare mențin aceeași poziție, chiar dacă mi-a apărut și careva momente necunoscute anterior. Deci mie, în primul rând, îmi pare rău de acest stat care poate nu a făcut el la timpul ce trebuia, dar se vede că suferă mult din cauza odraslei sale. Ne-am confruntat astăzi cu o lipsă de cultură juridică, măcar elementară. Când oamenii, în loc să apeleze la organele de drept și să insiste asupra aplicării legii așa cum trebuie ea să fie aplicată, încep a face justiție, aplica legea talionului, că mi-ai furat mi-ai bătut tibat și tot așa. Deci asta nu este normal într-o societate în secolul 21, atât timp cât noi pretindem că noi suntem civilizați și avem un nivel de cultură oarecare. Treile moment este lipsa implicării organelor statului, și anume administrația publică locală și organele de drept, care, văzând că este o familie problematică, urmau să întreprindă careva măsuri încă de la prima abatere, când era minor. Să întreprindă măsuri, asistența socială de comun cu organele de drept, să monitorizeze, să ducă un lucru educativ, profilactic. Chiar inspectorul de sector, mai înainte, până de mult, avea și împuternicirea să de fapt de a duce lucru profilactic cu minorii. Și respectiv organele din cadrul comisariatelor, unde erau inspectorii pentru minori, da? De a duce lucru profilactic. Asta nu se face. Nu se face de ce? S-a trece și poate în afaceri și poate, dar intrat odată în gust, se vede că Constantin nu s-a putut opri la prima abatere și a continuat acest lanț de ilegalități, să numim așa, până nu de mult. Și ține de acțiunile domnului Tudor, mi se pare deplasate din toate punctele de vedere, când am auzit că eu furat o doamnă, dar o hotărât dumnealui să-i afle adevărul. Și am observat un lucru. La chestia cu legatul de stâlp, la chestia cu portbagajul și la chestia cu lopata. Dumnealui a ales varianta convenabilă, a înlocuit. Deci a înlocuit, lovit cu lopata cu pinsul,
pus un portbagaj, totuși o plumată mașină, numai nu un portbagaj, dar bancheta din spate, și legatul de stâlp, nu e legat, eu numai am strâns mâinile de la spate, el de-a mirea legat de stâlp. Deci dumnealui a adaptat niște răspunsuri conform interesului său personal de autoapărare, încercând să înlocuiască, iată, momentele astea care au fost relatate de Constantin. Au fost ele sau nu au fost? Eu mă înclin spre ceea că totuși aceste lucruri au avut loc. Și domnul Tudor acum a încercat să le prezint într-o formă, știți, cu mai inocent, așa, mai ușuric. Eu nu l-am legat, dar i-am îndoiat ce-am rupt mâinile. Dar în rest n-am făcut nimic. De ce consider că totuși în școli, în special, ar fi trebuit implementat practica asta de cultura asta juridică? Să știe copiii de mici unde trebuie să se adreseze, când trebuie să se adreseze și cum să o facă. Și să nu tolereze aplicarea violenței sau a unii, așa zicem, justiții populare în privința așa. Și dacă apare așa fenomen, el trebuie să fie curmat. Eu în această emisiune văd trei tablouri și unul deja parcă l-am schițat. În primul aș pune o farfurie zburătoare pe care aș scrie poliția este un extraterestru în satul respectiv și jos așa sat frumos desenat. Pentru că așa am impresia că poliția este un extraterestru. Nimeni nu înțelege că sunt căi mai eficiente decât a decide și a judeca și a rezolva între voi sau ei. Al doilea tablou ar fi, deocamdată n-am schițat desenul, poate acasă, despre educație. Pentru că și s-a vorbit și s-a blamat părintele, deși aici este un băț cu două capete, cum se spune la noi la moldoveni. Pentru că părintele a dat ce a putut din ce a avut și el din partea părinților sau societății. Adică ăsta poate a fost potențialul lui. Dar asta nu înseamnă că e un tată rău, deși doar copilul ar putea decide dacă e sau nu un tată bun sau rău. Deci asta e o temă aparte și cred că educația, în general orice problemă în societate vine din educație, de asta și țările din Nord trăiesc mai bine. Și al treilea tablou este cumva despre moralitate și anume, eu nu sunt adept a principiului sânge pentru sânge, nu înțeleg ce înseamnă răsplata, pentru că făcând rău la rău, amplifici răul, dar nu rezolv nimic. De asta nu cred că suntem în drept să judecăm. Sunt două entități care ar putea judeca. Asta este instanțele de judecată, banal vorbind, și Dumnezeu. Să-i dea Domnul sănătate lui Gheorghe Urschi, pe vremurile când ieșea pe scenă, avea el o scenetă lui care spunea că hoțul, dacă n-are și fura, a zvârlit cușma lui și o încearcă să o fure și să uite dacă nu vede nimeni când el o fură. Asta era sceneta. Constantine, vreau să spun un lucru. Așa, dacă vei părintește, trăiește rog pe la psiholog și vezi. Tot așa am zis. Că este o deprindere. Psihologii zic cleptomanie. Este o deprindere care să nu ajungă domnul să furi ceva de la soția ta. Crede-mă. Cu tot sufletul și cu toată bunătatea face de tine, nu cu critică. Dar asta este o dependență care tu singură n-ai să poți să scapi de ea până nu o să te ajute cineva. Și încă, la ceea ce a spus Ecaterina, vreau să vă zic și altceva. Eu ne-am închipuit un alt desen. Sunt multe sate în Republica Moldova, nu vreau să le fac reclamă, la care la ușă se pune caloșul. Și oamenii știu că nu este stăpânul acasă și nu intră. Dar sunt sate ca e gardul de 3 metri. Gândiți-vă de ce pun gardurile de 3 metri. De ce ea când satul ceala îi suferă pe cei care fură. Îi suferă pe cei care intră în gospodările și așa mai departe. Tudor îmi pare că zice, da. Da. Deci, crede-mă că nu sunt de partea mea tale. Educarea trebuie să fie altfel. Nu folosi forța, nu folosi fizicul, că nu o să vă dă rezultat. Dacă te duci și te adresai la timp, problema asta se rezolva. De ce s-a primit tătă Daravel asta? Pentru că atunci când el l-a numit pe poliție sector, pe primar, polițistul sector a scris plângerii la procuratorul, pe dânsul. Așa. Și cât amenzi s-a pus? 3.000.
Nu? Și ea că el prin că mi-a făcut dreptate, na, de-am caută dreptatea el când să-i fac dreptate. Credeți-mă că cu pumnii, cu lopețele și cu frânghiile nu o să faceți mare lucru. Că ați văzut, i-ați dat o lecție la 12 ani cu frânghia. L-a ajutat? Zero. A fost și mai rău. Încercați acum să schimbați, să schimbați tactica. Încercați să-l educați. Voi sunteți oamenii care îl pot reeduca. Nu în platoul nostru, nu cu experții noștri, nu cu poliția, dar chiar voi, consătenii. Încercați să întindeți o mână de ajutor, Ion. Că nu poate. Poate, poate. O să vedeți că poate. El are doar 20 de ani. Se poate schimba multe. Credeți-mă. Și promiteți-mi că cel puțin o să vă străduiți. Ion, îți rup și ție o promisiune acum în platoul ăsta. Da. O să-i întinzi o mână de ajutor altă dată. Da. Dar nu cu pumnii. Nu. Da. Mulțumesc pentru aceste promisiuni. Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi. Mereu alături.